de acord că e totuși nevoie de schimbare, este nevoie de reformă. Dar de unde începem? De unde o apucăm? Pentru că nemulțumiri au fost foarte multe în ultimele 2-3 luni și vreau să vedem ce păstrăm, cu ce mergem înainte și care sunt lucrurile de care ar trebui să țină seama Ministerul Educației în perioada următoare. Doru Căstăian, dacă mi-ngădui, aș da startul acestei conversații cu tine. Avem un ministru nou. Cu ce începem? De unde apucăm noi toată povestea asta ca să avem certitudinea că cât de cât acest an școlar și învățământul românesc are așa niște motive de speranță? Da, încă de la numirea noului ministru, ca să spunem așa, eu am spus public că persoana doamnei Ligia Deca mie personal îmi inspiră credere și că advine cumva la pachet numirea asta cu ceva speranță. Cred că asta își susține și acum, de când doamna ministru a fost numită în funcție. S-a întâmplat, cred că chiar azi, de fapt, s-a întâmplat, cred, și prima conferință de presă oficială a doamnei Deca în calitate de ministru, o conferință de presă care era așteptată de multă lume, pentru că așa, după cum s-a și întâmplat, practic, această luare publică de poziție a stabilit cumva liniile directoare pentru viitorul apropiat și mai îndepărtat. Oarecum previzibil, doamna Deca alege să continue cu proiectul, cu ideea de a concretiza într-un proiect de lege viziunea România educată. Lucrul ăsta nu cred că surprinde pe nimeni, era oarecum evident din moment ce doamna ministru a fost consilierul pentru educație al președintelui României și participant cumva activ în crearea viziunii România educată. Eu cred că sunt lucruri încurajatoare în conferința de presă de astăzi, pentru că practic doamna ministru a anunțat că unele dintre cele mai controversate, să spunem, prevederi ale proiectului de lege pentru preuniversitar vor reintra, de fapt, într-o analiză, care sper să nu fie doar de formă, ci sper să fie o analiză serioasă, de profunzime și în urma ei cumva să se decidă dacă ele sunt păstrate sau nu. Propunerea, de exemplu, organizării de examene de admitere la colegii, care a încins atât de tare spiritele, iarăși ceea ce privește structura viitorului examen de bacalaureat, și iarăși un lucru care pe mine m-a bucurat a fost cumva, hai să spunem, calmarea un pic a spiritelor. Doamna ministru a spus că până la urmă e nevoie și de un timp rezonabil în care schimbările acestea să se așeze. Așadar, și dacă în 2023, să spunem, va fi votat proiectul acesta de lege, eu nu sper cu schimbări substanțiale față de varianta Câmpeanu, atunci primii elevi care vor da efectiv bacul conform noi structuri vor fi cei care intră anul viitor în clasa a 5-a, ceea ce cred că e cumva mai firesc și mai așezat. Da. Deci hai să spunem că sunt ceva motive de speranță. Da, Doru, mă gândeam acum și, într-adevăr, aici am sesizat și eu o schimbare de discurs, dacă vreți, la nivelul Ministerului Educației. Știu că poate e un exemplu minor, dar faptul că, iată, încă din primele zile în care doamna ministru și-a preluat mandatul și obligațiile, împreună cu un nou purtător de cuvânt, iată, colega noastră, Corina Popa, un profesor de asemenea foarte apreciat, și-au început o campanie interesantă menită să evidențieze cumva profesorii, directorii valoroși din țara noastră. Iată, o schimbare de discurs care cumva întărește direcția de care aminteai un pic mai devreme. Dar hai să vedem, și aici aș invita-o pe Laura Felea. Care sunt... Știu că voi de la Asociația Merito ați venit cu un set de propuneri pe care le-ați și discutat de altminteri astă vară împreună cu ministrul Câmpeanu și cel puțin, iată, în ceea ce privește teme de-astea fierbinți, cum este bacalaureat, parteneriatul. Care a fost propunerea domnului Câmpeanu și care au fost obiecțiile cu care ați venit voi și ce anume v-ați fi dorit să se schimbe în acest punct? Într-adevăr, astăvară am participat la întâlnirile cu domnul ministru legate de acest proiect de lege a educației. În ceea ce privește bacalaureatul, propunerea legislativă care apărea în cadrul proiectului de lege înaintat de domnul Câmpeanu spunea ca examenul de bacalaureat să fie o singură probă de examen în care să fie cuprinsă limba și literatura română, matematica, științele, așa, într-un mare ghiveci l-am văzut noi. Iar propunerea înaintată de tot ceea ce înseamnă, de echipa Merito și în urma unor consultări cu cadre didactice din țară, era ca examenul la limba și literatura română, care este limba maternă dincolo de toată a majorității elevilor și limba noastră națională, să fie un examen distinct, să nu fie amestecat cu celelalte probe. Celelalte probe să fie într-o altă zi, un alt examen. Deși, în continuare, se ridică problema cum vor da elevii de pe profil uman aceeași evaluare cu elevii de pe profil real, atunci când numărul de ore, de exemplu, din zona reală, făcută de cei de la uman, este total diferit. Sau chiar nu mai fac spre anii terminali de liceu și totuși vor da aceeași probă, aceeași evaluare. Considerăm că, totuși, acest examen trebuie să fie diferit în funcție de profilul pe care îl termină elevul respectiv. Dar rămânem la ideea că doamna ministru a anunțat astăzi în conferința de presă că nu e așa, lucrurile astea vor rămâne în analiză. Deci, Am auzit și eu și recunosc că m-am bucurat de asta, pentru că învățământul are nevoie de predictibilitate. Nu se poate să schimbăm de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, o evaluare. Copiii au intrat într-un joc știind anumite reguli și află pe parcursul jocului că regulile se schimbă. Da. Ajung și la Laura Ștefter. Laura, am să spun tot așa. Una dintre propuneri, sau mă rog să spunem tema mare a propunerilor cu care voi de la Merito ați ajuns astă vară la ministrul Câmpeanu a fost cumva legată foarte mult de inechitățile din învățământ. Și noi aici la Europa FM am semnalat de foarte multe ori. Acum, e important să înțeleagă ascultătorii noștri că în învățământul ăsta al nostru, în școlile din România, nu sunt doar olimpicii, nu sunt doar școlile din centrul Bucureștiului, unde, iată, noi suntem privilegiați să ne desfășurăm orele, dar sunt copii din mediul rural, sunt copii cu cerințe educaționale speciale, despre care nu știu de ce, dar s-a vorbit foarte puțin vara trecută. Știu că a fost alocat așa un spațiu foarte generos de dezbatere pentru excelență, pentru obținerea performanțelor deosebite în învățământ, dar foarte puțin despre acești copii. Laura, ajută-ne să ne înțelegem cine sunt acești copii, ce putem face pentru ei și care sunt propunerile Merito care ar trebui cumva să le îmbunătățească situația. Așa este. Mă bucur mult că ați evidențiat acest aspect. Aș completa spunând că inclusiv copiii din medii defavorizate sau copiii în risc de discriminare din diverse alte motive pot la rândul lor să ajungă la excelență, nu? Cu singura condiție de a li se oferi egalitate de șanse și o educație cât mai inclusivă. Noi la Merito am observat că în foarte multe puncte din proiectul de lege inițial, așa cum era atunci când a fost pus în dezbatere publică, favoriza, exact așa cum a spus și dumneavoastră inițial, favoriza copiii proveniți din urbanul mare, din familii cu posibilități financiare, dar alte categorii de elevi, și anume avem elevi din mediul rural sau din alte medii defavorizate, elevi fără părinți, elevi bolnavi. Unele dintre propunerile Merito se referă inclusiv la școala din spital. Da, copiii care au nevoie de internări în spital și, nu în ultimul rând, elevii cu CES, adică cerințe educaționale speciale, și aici ne referim la copiii cu dizabilități. Toate aceste categorii de copii pot ajunge unii dintre ei la excelență, ceilalți la situații în care să învețe anumite meserii, să-și dezvolte potențialul, oferindu-li se, așa cum am spus, șanse egale. Și ce înseamnă toate aceste lucruri? Sigur, ar fi mult de discutat, pentru că La Merito, colegii noștri au propus inclusiv modificări, amendamente punctuale pe articolele respective referitoare la fiecare categorie de copii. Și, făcând o mică paranteză, mulți dintre colegii noștri de la Merito, ei înșiși lucrează foarte, foarte frumos cu astfel de elevi. Avem colegi care au reușit să ducă elevi din mediul rural la olimpiade, la facultăți și așa mai departe. Și atunci, Laura, dacă mi îngădui, stau și mă tot întreb, de ce, nu numai în învățământ, în rândul colegilor noștri, dar și în rândul societății românești, observ așa o tresărire, ori de câte ori avem rezultate la nu știu ce balcaniade, la nu știu ce olimpiade și, știți, imaginile alea devenite deja tradiționale cu tricolorul prin aeroport și ne mândrim toți cu ei. De ce am ajuns în punctul în care vorbim foarte puțin, atât de puțin, despre ceilalți copii care sunt, nu știu, în aproape 90% din învățământul românesc? Numai despre olimpici sau ar trebui să ne concentrăm un pic și pe copiii obișnuiți, pe elevii care au nevoie de un act educațional decent? Nu-mi explic de ce societatea românească nu a înțeles încă lucrul ăsta. De ce vorbim mai mult despre olimpici? Probabil pentru că este destul de greu să ieșim din zona noastră de confort, inclusiv noi ca profesori, și să ne dăm seama că sistemul nostru educațional lasă categorii întregi de elevi în urmă. Aș vrea să mă refer în special la o categorie de elevi în risc de discriminare pe care îi cunosc foarte bine. Sunt familiarizată cu această categorie de elevi pentru că eu însă mi-am fost o astfel de elevă, și anume copiii cu dizabilități, copiii cu CES, așa cum sunt ei încadrați. Eu, ca persoană cu dizabilități vizuale, am fost într-o perioadă în care nu se discuta atât de mult despre educație inclusivă. Am fost transferată în clasa a 4-a de la o școală specială la o școală de masă, adică școală obișnuită. Pentru ascultătorii noștri care poate nu sunt foarte bine familiarizați, în zilele noastre încă există școli segregate, adică școli speciale în care învață elevii cu dizabilități. Sigur că se poate argumenta că în anumite cazuri foarte grave ele pot fi utile, dar în marea majoritate a cazurilor elevii, cei nevăzători, cei cu dizabilități, locomotorii și așa mai departe, pot fi excelent integrați în școli de masă cu câteva condiții minimale. De exemplu, în cazul nevăzătorilor și slavăzătorilor, tot ceea ce are nevoie un astfel de elev pentru a se integra în școala de masă este accesul la tehnologii asistive, adică la un laptop sau telefon cu un soft audio instalat care să-i poate citi monitorul, și astfel orice fel de manual de lecție îi este accesibil în format electronic. Și, sigur, în anumite situații poate avea nevoie și de un însoțitor care să-l ducă la școală, un profesor de sprijin, dar nici măcar pentru a sta cu el tot timpul, ci doar drumul până la școală și înapoi acasă. Sunt condiții minimale care nu sunt îndeplinite și, din acest motiv, de asemenea, informarea părinților este o foarte mare problemă. De multe ori ei nu știu că au aceste drepturi și, din acest motiv, copiii sunt duși în aceste școli speciale, unde sunt nevoiți să stea întreaga lor copilărie în internat. De ce în internat? Pentru că există puține școli speciale, da? În întreaga țară există câteva școli speciale pentru nevăzători, câteva pentru alte tipuri de dizabilități, nu sunt foarte multe, și atunci un nevăzător care locuiește, să spunem, la Vaslui sau la Sibiu, trebuie să ajungă la școala din Cluj sau la școala din București sau Buzău. Sunt câteva centre mari. Și întreaga lor copilărie stau separați de părinți, în afară de vacanțele școlare, fără niciun fel de intimitate familială, de nimic, într-un internat, doar cu elevi care au același tip de dizabilități, deci fără sau cu prea puține interacțiuni cu restul societății, izolați, De ce? Doar pentru că nu li se asigură aceste condiții minimale, care ar fi mult mai puțin costisitoare decât școlarizarea în aceste instituții. Și este... probabil, iartă-mă, și probabil, cum spuneai tu un pic mai devreme, ar trebui să ieșim puțin din zona mea, din zona noastră de confort. Noi, profesorii, poate și părinții, pentru că, acum, hai să o recunoaștem cu onestitate, au fost, cred, multe ședințe cu părinții în care s-a pus problema pe tapet și copilul respectiv care poate are autism. Ce caută el în clasa noastră? Că exact. Nu poate Virgil al meu nu poate să învețe la matematică din cauza acelui copil. Ba, va trebui să găsim formula prin care acești copii să fie integrați și prin care să încercăm să-i ajutăm să se simtă partea comunității educaționale. Dar sigur că da, pentru asta trebuie să ieșim din zona de confort și, Doru, mă întorc la tine dacă îmi dai voie. Legat de zona asta de confort, am regăsit printre propunerile Merito o idee foarte interesantă și pe care să o recunoaștem, nu trebuia să o aducă domnul Câmpeanu în discuție, o știam noi de mai de mult, profesionalizarea meseriei de cadru didactic. Cum vezi tu lucrurile din punctul ăsta de vedere și cam care sunt ideile Merito în această privință? Păi, profesionalizarea ar trebui să fie un lucru de bun simț. Adică, foarte simplu spus și foarte pe românește, trebuie să existe niște căi validate științific și cultural, pe cât posibil, prin care niște tineri care fac o facultate și își doresc să ajungă profesori, să poată ajunge profesori cu adevărat, cu competențe reale în domeniul acesta. În momentul de față, după părerea noastră, asta nu se întâmplă. E clar că, în ciuda anumitor catedre de formare continuă din universități, care sunt remarcabile, pentru că există, desigur, și oameni remarcabili printre universitarii formatori, fără discuție. Dar din motive prea complexe ca să le detaliez eu acum, e limpede pentru toată lumea în acest moment că actualul sistem de formare nu își atinge scopul. Tinerii ajung în general destul de slab pregătiți, ca să fiu amabil, în momentul în care ajung în școli, așa cum e și firesc, absorb ca niște bureți de multe ori practici, care din punctul meu de vedere sunt de multe ori discutabile, chiar dacă vin de la oameni cu vechime în sistem și cu multă experiență școlară. Și uite așa, combinând acești doi factori, niște profesori, în general superficial pregătiți în timpul facultății, care se întâmplă să pice și uneori în comunități de mentori care nu sunt la rândul lor nemaipomenit pregătite, creează, iată, generație după generație profesori care ar fi putut să fie mai buni decât sunt în realitate. Ori Merito crede că, mă rog, Merito, nu știu, toate propunerile de acolo, o să știi, Marcel, că au avut autori. Toate propunerile de acolo au câte un tătic sau câte o mămică, chiar dacă au sfârșit într-un document comun în cele din urmă. Și colegii mei au propus până la urmă un lucru de bun simț. Există trasee previzibile, limpezi și, mai spun o dată, validate științific, iar eu aș adăuga și cultural, chiar dacă sunt cu totul de acord că trebuie să profesionalizăm ocupația aceasta și să o facem pe cât posibil pe baze științifice, eu mă încăpățânesc să cred că pedagogia, în ceea ce are ea, hai să spunem, mai degrabă apropiat de artă, de tehneul al vechilor filozofi greci, nu poate fi redusă pur și simplu la aplicarea unor tehnici științifice. Însă, cu siguranță, aia nu înseamnă nici că trebuie să fie, în vreun fel sau altul, improvizație continuă și ceea ce adeseori este în momentul ăsta. Da, și da, una peste alta, să știi că cred că din toate părțile mai apare și ideea aia că e nevoie și de bani. Revin imediat la subiectul ăsta, pentru că aș vrea să-l dezvoltăm puțin. Câtă nevoie are învățământul românesc de bani și cum îi folosim? Academia Europa FM. În regulă. Doru, dacă ți-amintești, astă vară, printre propunerile propuse, printre propunerile cu care a venit domnul ministru, s-a strecurat și ideea că bugetul alocat educației va fi unul mult mai generos. Acum, sigur că reținerile noastre au fost mai mult decât evidente. De 30 de ani tot auzim lucrurile astea, nu? Că școlile vor primi bani, că o să guvernul va aloca tot soiul de sume. Nu, sigur că lucrurile astea nu s-au întâmplat mai niciodată. Dar presupunând, hai să facem un exercițiu de imaginație, presupunând că dintr-o dată se dublează bugetul alocat educației, se întâmplă ce? Știm ce să facem cu banii ăștia? Doru Căstăian? Știu și eu, nu știu dacă știm. Bine, acum glumind un pic, aș spune că nici nu era greu să fie nou buget ceva mai generos, pentru că actualmente nu e deloc generos. Adică o cale de a părea generos e să-l cobori atât de mult încât orice ofertă suplimentară după aceea să pară generoasă. Dar revenind la întrebarea ta serioasă totuși, aici eu cred că lucrurile stau în felul următor. Dacă banii aceștia suplimentari vor fi pur și simplu aruncați într-un sistem nereformat, mi-e teamă că nu vor produce impactul pe care îl așteptăm de la ei. Sigur că anumite lucruri probabil se vor îmbunătăți punctual, probabil că anumite situații vor fi rezolvate, dar nu cred că infuzia pur și simplu de bani în plus va produce altceva decât efecte minore și de suprafață. Dacă pe de altă parte ai cu adevărat o viziune, ești capabil să o concretizezi în acțiuni concrete, în acțiuni algoritmice, în acțiuni planificate, pe care, după aceea, să le și finanțezi, impactul ar putea să fie mult mai mare. E foarte clar că nu vom reforma doar cu entuziasm. Cu siguranță lucrul ăsta nu se va întâmpla, iar eu tot spun de câțiva ani că doar entuziasmul e binevenit, dar insuficient. El nu va produce transformările sistemice pe care le așteptăm. Deci, răspunsul meu e da, e nevoie de bani, da, îi așteptăm, da, domnul, să avem finanțarea aceea substanțială despre care vorbești, dar finanțările acelea, după părerea mea, trebuie să susțină măsuri concrete de reformă. Dacă ele vor fi pur și simplu aruncate așa, otova în sistem, nu cred că vor produce un efect pe cât de mare ne-am dorit. Laura Felea, care ar fi, să zicem, două, trei dintre direcțiile, zonele în care este nevoie foarte mare, foarte urgentă de bani? Eu mi-amintesc că s-a amintit astă vară de niște prime de instalare acordate profesorilor tineri, de, nu știu, oarește măriri salariale. Unde ar trebui să ajungă banii ăștia? Unde e mai mare nevoie de ei? Eu fiind dintr-un județ unde, într-adevăr, numărul profesorilor calificați este destul de redus, sau, de fapt, numărul profesorilor necalificați este încă mare, din nefericire mare. Așa că eu cred că, pe de-o parte, ar trebui să vină acești bani spre a stimula profesorii calificați să vină spre zonele defavorizate, Tulcea, Delta, Munții Măcinului, Podișul, Casim, ce înseamnă clar o zonă defavorizată, dar, pe de altă parte, să ajute și copiii din aceste zone. Adică acele proiecte de care se tot vorbește, dar încă nu s-au implementat, cum e proiectul O Masă Caldă, chiar ar trebui să se întâmple. În acel proiect de lege de care tot vorbeam al Ministerului Educației, apropo de copiii defavorizați și de ce spunea colega mea Laura, la un moment dat se vorbește de desființarea învățământului simultan. Noi nu susținem neapărat învățământul simultan, fiindcă știm că nu este cel mai bun calitativ, dar în zonele foarte izolate, cum sunt Apusenii sau Delta Dunării, dacă desfințezi învățământul simultan, pe copiii ăia și așa, bai de mama lor, marginalizați și izolați, pe copiii ăia îi privesc cu totul de învățământ. Pentru că părinții nu își vor trimite copiii la școală să facă, mai ales dacă e vorba de copiii de grădiniță sau de ciclu primar, să facă o navetă de o oră, cât o fi, până în cealaltă localitate, cu barca, cum e la noi în Delta, sau cu microbuzul școlar prin Munții Apuseni sau prin localitățile unde se poate ajunge pe uscat, vor alege mai degrabă să-i țină acasă. Să știi că, apropo de profesorii calificați, necalificați, mai ales din zonele astea, din mediul rural, eu mai am o nedumerire. Nu văd nicio schimbare în ceea ce privește sistemul de titularizare. Hai să vorbim un pic și despre asta. Sistemul de titularizare este cel care a fixat efectiv pe post profesorii care au reușit să promoveze concursul respectiv, ceea ce, sigur, pe de o parte e foarte ok, pentru că trebuie să ofere stabilitate profesorului, nu poți să schimbi cadrele didactice așa de la un an la altul. Pe de altă parte, nu știu de ce am eu senzația că descurajează profesorii tineri, descurajează profesorii valoroși. Știți, acum, dacă ar fi să fac un sondaj în rândul ascultătorilor noștri, când spui suplinitor, au așa o reacție negativă și n-ar trebui să o aibă. Suplinitor înseamnă doar că în județul respectiv nu a avut niciun post titularizabil. De ce păstrăm sistemul ăsta? Sau cum l-am putea modifica în așa fel încât să le dăm o șansă acelor profesori tineri care poate și-ar dori, uite, să ajungă să predea în județul Tulcea? Ce lipsește? Ce trebuie să schimbăm aici? Eu am fost și profesor suplinitor, să știi, mulți ani, și profesor în mediul rural, am făcut și navetă, n-am murit din asta, într-adevăr am avut noroc de o navetă mai ușoară pe localități apropiată de municipiul Tulcea. Profesor, într-adevăr, suplinitor nu este un profesor cu nimic diferit, doar că, într-adevăr, nu sunt posturi titularizabile suficiente sau nu sunt pe disciplina respectivă. De exemplu, pe istorie, specialitatea mea, nu sunt posturi titularizabile în județul Tulcea de câțiva ani și nici nu cred că or să fie prea curând. Am și o dureroasă experiență din punctul ăsta de vedere. Tot profesor de istorie. Spuneam că pentru acești profesori, pe de-o parte, există varianta aceea cu reconversia și să aibă două specializări și atunci se pot titulariza mai ușor. Dar așa cum spuneai și tu mai devreme, la un moment dat, profesorii titulari, mai ales după ce își dau și gradele didactice, din nefericire, și da, acum am să-mi supăr niște colegi, dar am să o spun franc, încep să se plafoneze și unii dintre ei, nu toți, Doamne ferește, unii dintre ei, după ce au luat și gradul 1, sunt și titulari, fac bine, mersi, nu mai fac nicio reconversie, nu mai fac niciun curs de perfecționare, pentru că vechea lege educației, de exemplu, vorbea de acea perfecționare continuă cu 90 de credite, odată la 5 ani. Dar, pe de altă parte, nu exista nicio formă de constrângere să le faci. Și da, omul respectiv nu mai vrea, da, gradul 2 sau 1 și nu mai vrea să facă nimic. Și nu mai vrea. Dar între timp a venit pandemia, a trebuit să lucrăm în online, a trebuit să învățăm o grămadă de minuni noi, de a folosi tehnologia și ei totuși nu au vrut, în afara faptului că au învățat să intre pe un Zoom sau pe un Meet, atât. Și ar fi nevoie să ne perfecționăm continuu. Și apropo de banii de care vorbeam, da, i-aș investi pe o parte în perfecționarea continuă a cadrelor didactice, care să devină un drept și o obligație, iar ca orice obligație să vină cu ceva în spate. Dacă nu se întâmplă, ce facem mai departe? Da, e o întrebare la care mulți dintre colegii noștri ar trebui să se gândească. Laura Ștefter, de ce este rezistența asta la nou? Pentru că, na, să acceptăm, să admitem că în rândul colegilor noștri există o rezistență atât în ceea ce privește necesitatea formării continue, a participării la cursuri de perfecționare, dar în mod real, nu numai pentru fițuica aia pentru care se duc unii, nu? De ce nu există o deschidere mai mare? Și cum putem să-i convingem pe colegii noștri că asta înseamnă a fi profesor și până la urmă nu facem altceva decât să le oferim niște modele elevilor noștri? Așa este. Cred că îi putem convinge dacă ei vor fi pasionați și cum putem obține profesori pasionați, având grijă la modalitatea în care reușim să selectăm cadre didactice dintre absolvenții cei mai bine pregătiți ai facultăților. Nu așa, pentru că sistemul actual, așa cum argumenta și colega mea mai devreme, favorizează pe cei care deja au reușit să devină titulari, în detrimentul profesorilor debutanți, dintre care mulți dintre ei sunt pasionați, ar vrea să rămână în sistem, dar sunt nevoiți să plece, să se reorienteze profesional, pentru că nu au aproape nicio șansă în unele localități să se titularizeze, chiar cu note extrem de mari. Eu personal pot preda mai multe materii, având două facultăți, și la examenele de titularizare am luat note foarte bune în fiecare an. Nu sunt încă titulară și încă un aspect, locuiesc în București. Mult prea puține posturi titularizabile, iar regulile actuale favorizează în mod clar vechimea în sistem, o prioritizează în detrimentul performanțelor reale. Și vă dau un exemplu concret. Un profesor debutant sau cu vechime foarte mică în învățământ, care a obținut performanțe cu elevii, care a făcut lucruri frumoase în școală, nu are nicio șansă în fața unui alt profesor titular cu vechime mai mare, cu gradele didactice obținute, care dorește să se transfere pe postul respectiv. Da, prin pretransfer sau în alte forme. Și astfel de aspecte, plus, sigur, salarii foarte mici, îi descurajează pe absolvenții cu adevărat pasionați să intre în sistemul de învățământ. Acum, conform noii legi, se complică lucrurile și mai mult, pentru că se creează o întreagă arhitectură hipercentralizată a sistemului, cu acel mentorat, cu stagiatură, dar totul foarte complicat și de natură să demotiveze și mai tare tinerii. Tocmai de aceea, spuneam un pic mai devreme, iată, se simte nevoia unor schimbări, inclusiv aici, în ceea ce privește ocuparea posturilor didactice. Exact. Doru, mai am un minut, știu că e o situație ușor ingrată să spun întrebarea asta, dar să știi că, uite, vorbim tot mai mult de performanță. Cum ai putea sintetiza ideea asta de performanță în învățământ? Cum ne dăm seama că profesorii fac performanță la catedră? Nu e o întrebare la care să răspunzi într-un minut, dar hai să spunem că, mă rog, calea pe care eu aș urma-o este asta. Aș ști exact, mă rog, sau pe cât de exact se poate, ce vrei de la un profesor, să vrei lucruri pe planuri multiple, inclusiv în plan formativ, inclusiv în plan cultural și moral, să ai posibilități de a măsura pe cât posibil riguros ceea ce obține profesorul respectiv. Niciunul dintre aspectele astea nu este neproblematic. Sunt chestiuni teoretice serioase la mijloc și nu avem acum timpul să intrăm în asta, dar cred că primul pas ar fi măcar să ne punem problemele acestea cu adevărat. În regulă. Doru Căstăian, Laura Felea, Laura Ștefter, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de ascultătorii Europa FM. Rămânem în continuare pe baricade, pentru că, fără îndoială, toate temele astea pe care le-am abordat în seara asta vor avea nevoie de răspunsuri și în perioada următoare. O seară de milioane vă doresc, ne auzim joia viitoare. Academia Europa FM.